fiecare dată ca un voluntar profesionist. Însă unul din lucrurile care mie îmi place foarte mult, e să vă spun salut, bine ați venit, să fim o energie pozitivă în sală, să ne simțim bine. Și al doilea lucru când mă prezint, descoperit recent, e vorba de pasiune și se numește design. Și am încitat foarte frumos cu care vreau să încep, și anume de design este un lucru pe care îl faci, un stil de viață, e ceva mai mult. Și ideea asta, o să vedeți cât de narcisist voi fi astăzi, o să vorbesc despre viața mea. Și nu oricum, nu degeaba am pus acel mea cu majuscule, pentru că vreau să vă prezint primul pas în gândirea proiectivă, s-ar traduce în română, în engleză design thinking. Cam cum să gândești ca un designer, cum să faci lucrurile în așa fel, încât să obții rezultate cât mai bune, din altă calitate și într-un timp cât mai scurt. E bine, acele majuscule, cum am spus, nu erau degeaba puse așa. Era vorba de mister, euristică și algoritm. Sunt trei pași, o să explic imediat și o să aflați ce înseamnă fiecare parte. Misterul e... Ce-i misterul pentru voi? Mai bine, ce e misterul pentru voi? Hai să vedem așa, ce e misterul? Nu știu, ok. Ceva nou. Ceva nou, bun. Hai să mai auzim un pic. Un secret. Un secret, perfect. Cum ar fi curiozitatea? Ceva ce stănește curiozitatea. Sunt răspunsuri foarte interesante și corecte și utile pentru prezentarea mea. Și trecând, făcând legătura mai departe la euristică, deși e un cuvânt așa mai compus, pe scurt, e un principiu semnificator. Fiecare dintre noi, atunci când facem un lucru, cu siguranță vrea să ajungă repede la un rezultat. Sau la un rezultat de calitate într-un timp mai scurt și mai mult. Și aceste euristici sunt, de fapt, procese pe care noi le găsim din acel mister. Și o să exemplific mai mult în slide-ul următor. Pe care noi le creăm astfel încât să ajungem mai repede la rezultat. Și evident, algoritmul, pentru cei care sunt mai inclinați către matematică sau științele exacte, răspunsul e foarte simplu și anume ce înseamnă un algoritm, însă o să explic pentru toate lor. Acel proces care se poate repeta cu același rezultat. Un lucru simplu pe care știi cum să ajungi din A în B și să obții același rezultat. Vă spuneam că se exemplifică ceva mai bine în slide-ul următor. După cum vedeți figura aceasta, o sugestie pentru oglinia cunoașterii. Fiecare dintre noi are sistemul ăsta de gândire și de lucru. Fără să ne dăm seama, toți suntem design. Am avut două sau trei ediții, o prezentare în care am argumentat că principii tehnice de design pot fi folosite în viața de zi cu zi, astfel încât să ne facem un traiul mai ușor și mai calitativ. Revenim la mister. Așa cum a spus și voi, secret de ceva care ne strânește curiozitatea, lucruri pe care încă nu le cunoaștem foarte clar. Cum vedeți, bulimuțele sunt total împrăștiate. Nu știm ce e și cum, unde, când, cât. E bine, putem să intuim. Și atunci când intuim, ne îndreptăm spre etapa următoare, pe acele euristici sau procese simplificate. Deci, începem să facem legături între lucruri. Și după ce facem legături între lucruri, cât de cât le grupăm. Spunem, lucrurile ar putea să stea cam așa, dacă facem un anumit lucru, le vom așeza în partea asta și așa mai departe. Avem niște idei. Avem deja o idee, o viziune clară cât de cât despre ce facem sau despre ce ne îndreptăm. E bun. Mai departe ce facem? Ca să ajungem la acel algoritm despre care am vorbit. Trecem un pic mai departe. Structurăm. Și atunci când vom structura lucrurile, vom ajunge la esența lor. Linuțele mele vor crește un pic și vor rămâne câteuna din fiecare culoare. În sensul în care știm deja ce să facem cu informațiile pe care le avem. Și această pâine a cunoașterii, nu degeaba am ales-o și chiar dacă poate părea un subiect destul de dificil pentru minute dimineața, cât se poate de simplu. Și vreau să vă spun că fiecare dintre voi folosiți. Și o să aduc două argumente. Unul business, unul pic științific și unul personal al oamenilor de zi cu zi. Și aceste exemple sunt următoarele. Vorbim despre McDonald's. A fost în discurs acum în ediție sau două când s-au aprins niște discuții despre fast, despre
cei care au pus bazele în McDonald's aveau idee că ar fi bine să se vândă într-un anumit fel pentru a fi mai profitabil. Și știau că americanii arunca burgeri și arunca lucruri bine pregătite, astfel încât să aibă sens afacerea lor. E bine, pasul următor spre uristică a fost acel driving. E primul model de pânia cunoașterii, de informații de către pânia cunoașterii, astfel încât să ai un business de succes. Și au dat seama că dacă pui magazinul într-un anumit fel, dacă faci intrarea cu anumite direcții din șoseaua principală în magazin, dacă plătești cu anumită rețetă, burgerii și produsele tale, vei avea succes. Mai departe, spre alcoolii, l-au făcut stas. L-au făcut tipizat, dacă vreți. Și astfel, același model de drive-in e acum peste tot, toată lumea. Astfel s-a ajuns la algoritm. E acel proces care, repetat, dă aceleași rezultate. În cazul McDonald's, îți aduce bani. Următorul exemplu, un pic mai științific, cum am spus, probabil ați auzit de Isaac Newton și celebra povestioare cu ridică bolul din copac în cap și își dă seama de gravitație și înțelege mai ce pune bazele teoriei accelerației gravitaționale și a mecanicii clasice. E bine, la fel s-a întâmplat și cu Newton. La momentul respectiv, când studia comportamentul corpurilor, avea o idee cum se mișcă, cum interacționează unele cu celelalte, dar nu era cu foarte clar, era în zona de mister. M-a intuit că fiecare corp, indiferent de proprietățile lui fizice, volum, masă, densitate, se va comporta într-un anumit fel. Și astfel a îndreptat acest proces de simplificare, aceea euristică, către un algoritm. Forța egală cu masa ori accelerație. Și a ajuns și la acel faimos 9.81, Republic de Italie, și anume accelerația gravitațională de pe Pământ. Astfel a creat un algoritm. Indiferent de fiecare dintre noi, dacă încercăm să ne aruncăm în piscina cu Paul, să notăm, vom accelera cu 9.81 metri pe secundă, pe secundă. Ok. Am spus că aducem și un exemplu din zona noastră. Oameni. Fiecare dintre noi are această gândire și această tipologie de lucru cu mediul înconjurător. Și un exemplu care pune minte e atunci când te aduci într-o pădure necunoscută, te duci prima dată la o drumeție și îți dai seama cam unde ești, ăsta e misterul, știi cât de cât, ai foarte puține informații despre mediul tău. Știi doar că ești într-o pădure, copaci, iarbă verde pe jos și eventual sunetele naturii. Încet să te orientezi, să descoperi calea spre luminii, să spunem. Și astfel ți-ai creat un prim proces simplificat, aceea de euristică. Apoi, dacă trăiești de ajuns de mult în experiența respectivă, în bătură sau pe prins, cum stau lucrurile, ajungi să dezvolți un algoritm. Și de fiecare dată când te duci în bătură, spre exemplu, vei ști că dacă ai soarele în dreapta și urmezi într-un anumit fel mușchi de pe copaci, vei ajunge la o mânia, să spunem. Astfel, ai creat un algoritm. Acel proces care poate fi repetat, repetat și îl ține același rezultat. Și anume, să te duci să faci baie din mânia, să vorbitor, din modul mijlocul lui Nicolus. Acum am un exercițiu pentru voi și vreau să aveți în vedere acea mânia cunoașterii. O să vă rog să faceți baie de pregătire. Și repede. Să vă gândiți la un lucru care a fost mister pentru voi. Să aplicați plinia cunoașterii pentru ceva ceea ce ați făcut sau ceea ce faceți în prezent. Un business de un proiect de stilul de viață sau orice altceva cu este la îndemână să obțineți o aplicare a plinii cunoașterii. Și ca să vă fie mai ușor, a dus slide-ul cu plinia cunoașterii din atenția voastră. Din nou. Un mister, ceva care a fost necunoscut pentru voi la început, apoi câțiva pași simpli pe care i-ați întreprins ca să ajungeți la rezultate și ceea ce repetați zi de zi sau de fiecare dată când aveți nevoie ca să obțineți rezultatul respectiv. Și cam să dureze 2 minute.
Exact. Uite, trebuie să ai grijă, vorbești cu unul, trebuie să ai grijă, nu faci prezentarea PowerPoint dintre porți. Nu stai. Am simplificat. Și apoi am încercat să găsesc o metodă care am aplicat a unui prezentări să produc o prezentare bună. Și asta sper că a fost flota dorim în final. Ok, mulțumim mult! Mai dorește cineva? Ok. Avem voluntar, perfect. Sigur. Și după aia. Am ales învățarea lui Paul de chitară. Ok. Da, să respect voluntar. Misterul este atunci când ascund melodia. Ascund melodii care îmi plac, genul care îmi plac. Fac o idee despre gusturi și abilitățile mele, dar te-ai putea să luat. Teoristica se referă la atunci când aleg o formație, care știu că mi se potrivește. Deja nu mai e intuiție. Și algoritme pe exersă silnic până când se poți de clip, până când se poți învăța. Ok, super, mulțumim! Când am fost prima dată la știi, vreau să totală că am ascultat, mi-am dat seama de teoristică că nu e foarte ok pe internet și mai trebuie să facem lucruri pe YouTube. Și acum pot să cobor o pârtie de știi, fără să mai pici. Super! Viața de zi cu zi. Să faci o prezentare, să schiezi sau să înveți un solo la chitară. Sunt sigur că și voi aveți exemple asemănătoare. Pe cât de pompos ar suna această pâine a cunoașterii, în fiecare zi o aplicați și o folosiți astfel încât să vă creați propriul confort și propriul mediu după propria voastră ființă. Și îmi doresc ca la finalul acestei prezentări să plecați cu conștientizarea gândirii de designer pe care fiecare dintre noi o are și o, de multe ori, rămâne ascunsă și nu poate ieși la suprafață, tocmai că sunt alte tipare insuflate de alții pe care noi trebuie să le respectăm și astfel, după puțin peste un sfert de oră de interacțiune cu voi, să fi descoperit această pâine a cunoașterii și felul în care vă poate ajuta să vă faceți viața mai ușoară. Nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție și să vă invit să stăm de vorbă pe viitor, dacă aveți întrebări legate de design, industrial, tipografie sau orice vă place vouă și să vă fie de folos.